Câțiva băieți au trimis mâncare pentru fete astăzi. Alex i-a trimis Irinei, Mihai lui Hatice și Dani i-a trimis Daianei. Am văzut că Irina nu a mâncat mâncarea de la Alex, i-a dat-o Sabrinei și a mâncat-o ea. Când a adus doamna Loredana farfuriile de la băieții, a împins-o așa pe masă farfuria Irinei spre ea. Spunea dânsa că a împins-o pentru că nu vrea să riște să-și ia o farfurie în cap. Așadar, Irina nu era deloc încântată de gestul făcut de Alex pentru ea. În schimb, Diana a fost fericită. În farfuria ei era și desenat un fluturaș și s-a părut foarte drăguț. La fel și Hatice s-a bucurat că a primit mâncare de la Mihai.